sfârșit sunt acasă. Cât era de bine în locul acela în care m-am dus împreună cu Gabi. Gabi a avut dreptate, mie mi-a plăcut. Super, foarte interesant era acolo. Un pic mă doare capul, dar nu-i nimic strașnic, o să mă culc și o să-mi treacă. Mâine precis mă duc încă o dată. Mama! Irăcica, poftim la masă. Mama a pregătit orez cu carne și cu morcov, călduț. Mersi mult, mama. Poftă bună. Mulțumesc. Și cum la școală? Povestește. La școală nimic nou, dar se închipui, azi eu cu Gabi am mers într-un loc foarte interesant. Gabi nu este prima dată acolo, iar eu deja am uitat cum se numește locul acesta, dar mi-a plăcut foarte mult. Erau foarte mulți oameni, da, și copii mulți erau. Acolo o domnișoară ne citea diferite cărți, foarte interesante, numai că eu am uitat despre ce sunt cărțile acestea. Mi se pare că ceva despre natură, da, precis. Da? Ce fel de loc? N-am auzit niciodată. Și cum se numește? Am spus, eu am uitat cum se numește. Mi se pare că Gabi ține minte, o să întreb pe ea, că ea nu este prima dată acolo. Bine, dar tu mănâncă, înainte mănâncă și pe urmă noi vorbim și despre loc și despre cărți, bine? Bine, mamă, mulțumesc mult! Poftă bună! Mulțumesc! Mama, ce gustoasă și dulce este înghețata! Îmi place atât de mult, mersi mult! Acesta este orez cu carne! Care, mama, orez cu carne? Eu mănânc înghețată. Eu nici nu știam că tu o să-mi dai înghețată să mănânc. Mersi mult! Ai mâncat? Bine. Du-te și odihnește-te. Pe urmă să vorbim. Ești foarte straniu. Bine, mama. Da. Ce s-a întâmplat cu Irăcica? Nu înțeleg. Care înghețată, vede ea? Asta e orez. Carne, lasă să se odihnească și pe urmă să vorbesc cu ea, că este foarte stranii. Da, mama are dreptate, eu trebuie să mă odihnesc un pic, că a început să mă doară capul foarte tare. Trebuie să dorm un pic. Străine. Toți sunt străini pentru noi. Noi suntem singuri pe acest pământ. Nu ne trebuie nimeni în afară de învățătorul nostru. Irăcica, trezește-te! Hai, este oara 6, este deja târziu. Când a să faci lecțiile? Trezește-te, Irăcica, hai, scoală! Cine sunteți voi? Doamne, eu nu vă cunosc! Irăcica, n-am înțeles! Ce-i cu tine? Asta-s eu, mamă! Unde mă aflu? Vai! Și voi cine sunteți, doamnă necunoscută? Ce caut eu aici, în pat, necunoscut? Sunt la străini acasă? Vai, n-am înțeles. Ce-i cu tine, Doamne? Irișa, tot normal? Mama, ce este cu mine? Nu înțeleg. Eu tot nu înțeleg, Nică, Irăcica. Ce-i cu tine? Așa este. Acum tot normal? Da, parcă. Da? N-am înțeles. Ce s-a întâmplat cu tine astăzi? Nu știu. Cred că este de vină acel club în care am mers eu cu prietena mea Gabi. O să întreb eu unde m-a adus ea și nici când, mama, îți promit, nu o să mai merg fără voia ta cu prietenile mele în oricare cluburi. Îți promit, mama, iartă-mă! Of, Doamne, n-am înțeles ce s-a întâmplat cu tine azi.
Am pus orez cu carne, ai spus că asta e înghețată. Acum ai spus că nu cunoști deloc pe mine. Ce cu tine, Irăcica? Ce fel de club asta și unde tu ai fost? Nu știu, mama, eu nici măcar nu țin minte drumul spre acel club. O să o întreb pe Gabi, poate ea ține ceva minte. Ai văzut? Acești oameni au făcut ceva cu mine. Parcă m-au hipnotizat. Vai, parcă acolo mi-au șters memoria. Prieteni, iar pe voi vreau să vă sfătui. Niciodată să nu intrați în locuri necunoscute cu oameni necunoscuți, fără permisiunea părinților. Da, da. Vedeți ce se poate întâmpla. Iar dacă v-a plăcut acest video, puneți multe, multe like-uri și scrieți în comentarii. La voi s-a întâmplat vreodată așa cum s-a întâmplat la mine? Eu nici măcar nu țineam minte cine este mama mea. Abonați-vă pe canalul nostru YouTube Irăcica Info și pe curând, prieteni! Pa, pa!